stilistul Vlad Stancu este pregătit de noile provocări ce vor veni în vara acestui an. După ce în anul 2022 a devenit campion european de juniori în proble de 1500 de metri liber, ștafetă 4 ori 100 de metri liber și vicecampion mondial de juniori în proba de 400 de metri liber, elevul Iuliei Becheru este convins că lumea așteaptă noi succese de la el. Vlad, anul 2022 a fost unul fantastic pentru tine. Te-au schimbat în vreun fel medalele cucerite anul trecut? Da, am avut un an foarte bun. Pot spune că a fost cel mai bun an al meu. Nu m-au schimbat. M-au schimbat în felul antrenamentelor, pentru că îmi doresc cât mai multă performanță și vreau să ajung cât mai sus. Ce înseamnă pentru tine să fii campion european și vicecampion mondial de juniori? E un sentiment foarte plăcut. Știu că mulți sportivi își doresc sau și-au dorit chestia asta, dar aceste medalii și aceste titluri vin cu o foarte mare presiune. Ce e mai prețios pentru un luptător? Un record sau o medalie? Cred că la toate concursurile ar fi mai prețios un record, pentru că practic ești cel mai bun sportiv din toată istoria la acea probă sau în acea distanță. Dar când vine vorba de, nu, eu cred că la Jocurile Olimpice, sincer, m-ar interesa mai mult o medalie decât un record olimpic. Care sunt calitățile care te-au propulsat în acest punct al carierei? Eu, notând și probele de fond, probele lungi, și pot spune că rezist psihic la aceste probe în apă, nu mă plictisesc așa ușor. Îmi plac, mă chinui la ele, dar îmi plac. Și nu toată lumea poate să le facă, pentru că nu toată lumea are răbdare. Sunt și destul de docil, ascult ce îmi zice doamna antrenor, pentru că știu că îmi va fi bine. Și încerc să fac totul cât mai perfect în curse. În această perioadă a anului, Vlad se antrenează 6 zile pe săptămână la bazinul din incinta complexului sportiv Lia Manoliu, acolo unde are alături și alții notători de la Steaua. Ce urmează pentru Vlad Stancu în 2023 pe plan extern? Campionatul european de juniori de la Belgrad din iulie, mai e o lună, de-abia aștept, și campionatul mondial de juniori Netanya în Israel în septembrie. Ce obiective ai la aceste competiții? O medalie și sper să fie bine, pentru că știu că m-am antrenat foarte bine. Care sunt micile plăceri pe care ți le permiți atunci când ai puțin timp liber? Adică duminica. Păi mai ies pe afară, mai beau o cafea cu prietenii, mai duc la un film, mai ascult o muzică, mai ies prin parc, mă plimb, lucruri obișnuite. Care este cel mai prețios sfat pe care l-ai primit de la antrenoarea ta, Iulia Becheru, în ultima vreme? Să mă antrenez și să profit acum, pentru că timpul trece și timpul este cel mai prețios lucru pentru care trăim și trebuie să scoatem tot ce e mai bun din el. Prima competiție majoră la care Vlad Stancu va lua startul în această vară este campionatul european de juniori de la Belgrad din perioada 4-9 iulie.